Și bine ați revenit pe canalul meu Îngrijire Flori. În acest episod vreau să vă arăt pomișorii fotinia, cei cu frunza roșie, roșu aprins, pot să vă spun că este. Am doi copăcei care i-am prins, de fapt i-am pus toamna trecută. Au chiar un an de zile de când i-am eu plantați. Priviți cât de frumoși sunt. Ei au frunza roșie, stă roșu până la primăvară, priviți că sunt de frumoase, decorative. Și cel mai important lucru despre copăceii fotinia, haideți că vreau să merg să vi-l arăt și pe celălalt, cel mai important lucru despre copăceii fotinia este că ei nu-și pierd niciodată frunza. Ei mereu stau verzi. Nici măcar iarna rezistă la o temperatură foarte scăzută. Nici măcar iarna nu și pierd frunza. Sunt veșnic verzi. Doar că le mai pică câte o frunză și este normal. Dar ies altele în lipsa celor care le mai pică câte una. Este normal să li se poată schimba într-un fel sau altul frunzele. Priviți, sunt niște pomi foarte, foarte decorativi. Îi vedeți că sunt de frumoși. Asta am vrut să vă arăt. Priviți cum arată. Ai mei au... Pot să vă spun că au 1,5 metri, dar sunt foarte, foarte frumoși. Iar în primăvară fac niște flori buchetate, asemănătoare cu cele de soc. Sunt foarte rezistenți, nu sunt pretențioși, așa că dacă doriți vă puteți cumpăra pentru curțile dumneavoastră să le puteți înfrumuseța prin acest fel. Așa că eu vă las și vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă spun la revedere cu multă, multă sănătate!